Bună ziua, ascultați Let's Get Rocked cu Victor Rowe. Bună ziua, stimați ascultători ai Radio USV, numele meu este Victor Rowe, iar alături de noi în această primă ediție de Let's Get Rocked din această toamnă, îl avem pe legendarul basist Yoji Kappel, care a cântat cu formația Phoenix Transylvania și este actualmente parte a supergrupului Pasărea Rock. Dragă Yoji, cum te simți? Mă simt foarte bine. Mulțumesc. Încă nu mi-am revenit de la călătoria lungă pe care o am în spatele meu, venind din Canada, dintr-un turneu scurt pe care l-am plănuit, de fapt, acum vreo un an jumate și care a trebuit să fie de două ori reprogramat din cauza pandemiei. Dar totuși, uite că am reușit să facem acest turneu cu ajutorul prietenilor din Canada și cu ajutorul și cu, să zic așa, căpoșenia unui prieten al nostru pe care îl cheamă Marius Balan de la Escu TV din Montreal. Deci mă simt încă așa puțin plioștit de miile de kilometri de zbor pe care le-am promovat. Exact, exact. Mulțumim foarte mult, Yoji, pentru această precizare. Despre acest turneu în Canada, că tot vorbeam despre el, care a fost atmosfera? Cum ai resimțit publicul și cum te-a resimțit el pe tine? Aici vreau să spun mai multe lucruri pentru că m-a impresionat foarte mult primirea celor din Canada. Deci comunității române din Canada, atât din Montreal, cât și din Toronto, Hamilton și Calgary. Super. Deci am fost primiți cu mare căldură și cu mare bucurie. S-au bucurat foarte mult de playlistul nostru pe care l-am prezentat. După cum se știe, Vaniciu Mircea nu mai e cu noi ca membru permanent al trupei, însă el colaborează cu noi ca invitat de onoare sau invitat special. Și în cazul acestui turneu a avut acest status. Noi am făcut un playlist, am întocmit un playlist prin care Mircea a cântat cu noi la început, după aceea, în mijlocul programului, l-am lăsat singur să-și facă să cânte câteva piese din repertoriul său solo, după care am cântat fără el câteva piese Pasărea Rock și la final l-am reinvitat pe Mircea pe scenă și am încheiat, bineînțeles, cu Andrei Popa spectacolul. Lucru care s-a dovedit foarte inspirat pentru că toată lumea s-a bucurat de această structură a spectacolului. Ce să mai spun? Deci noi în ultima vreme am cântat în România la festivale și la zilele orașului, după cum se știe, unde vin foarte mulți care nu ne știu sau nu vin extra pentru noi. Ei, de data asta am avut bucuria să constat că publicul din Canada care a venit pentru noi a fost informat de piesele Pasărea Rock și știau și texte. Deci a fost o altă calitate a spectacolului și pentru public și pentru noi. Pentru că e una să cânți în fața unui public care te știe și alta e să cânți față de oameni care nu te cunosc și care se poate că se plictisesc pentru că nu aud hiturile pe care le aud la radio în fiecare zi. Super. Cam asta e. Deci o experiență foarte pozitivă.
Am înțeles, da. De asemenea, Yoji, ce poți să ne spui despre planurile tale de viitor apropiat cu Pasărea Rock și în ce direcție vă îndreptați sau sunt, pe ce direcție sunteți în momentul de față? Pe ce traiectorie sunteți în momentul de față? Traiectoria e deja de mult stabilită, deci noi facem în continuare, mai bine zis eu, pentru că eu compun toate piesele Pasărea Rock, ne ducem mai departe pe făgașul inspirației folclorice, lucru care, cum să spun, mi-a intrat foarte adânc în creier și în sânge, deci nu mai scap de acest virus, să zicem așa. Un virus foarte bun, de fapt. Da. E o verbă, există. E un blessing, dacă putem să... O binecuvântare. Da. E un Pandora unde nu există fund, deci da. E nesfârșit. Exact, tocmai. Și deci, ca atare și potențialul este nesfârșit în zona de creație. Absolut, absolut. Și deci ăsta e făgașul Păsării Rock. În viitorul apropiat încă nu am terminat albumul. Deci ăsta e primul obstacol pe care trebuie să-l iau, să realizăm acest album care se numește Cavalcada. Piesa există deja, piesa titulară a albumului. Nu știu dacă o ai. Am difuzat ceva din materialul pe care l-ai transmis inițial în aprilie anul acesta, cu ocazia primului nostru interviu live pe frecvențele radio USV și o să mai difuzăm în cele ce urmează. Probabil că nu ai Cavalcada, pentru că în aprilie nu exista încă, nu era gata. Ok. Am difuzat atunci material un pic mai vechi, dar tot de la Pasărea Rock. Acum Cavalcada chiar este o compoziție nouă. Și, da. Ar fi și, foarte interesant pentru ascultătorii noștri să o asculte și cred că sunt nerăbdători în direcția asta. Și interesant ar fi și Vasiliscu și Aspida, care face parte tot din album, însă în straie noi, deci e orchestrată pentru orchestră mare, orchestră simfonică și foarte interesantă pentru cei care o cunosc în varianta Cantafabulei și cred că e interesant să asculte și această variantă care, după părerea mea, foarte reușită. Și această piesă, să zicem, Vasiliscu și Aspida Simfonic, este încă un punct care face parte din planul meu pentru viitorul apropiat. Este vorba de concerte Pasărea Rock Simfonic, în care toate piesele pe care le-am compus pentru Pasărea Rock vor fi interpretate cu aranjament orchestral și cu orchestra de 35-40 de muzicieni. Wow! Concret, colaborăm cu Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Deci, sperăm, pe 28 e plănuit un concert în Ploiești, pe 28 noiembrie. Sperăm că se va putea ține acest concert și că restricțiile nu vor face imposibil acest eveniment. Așa sperăm și noi, într-adevăr. De asemenea, ce ne poți spune tot pe acest fond de pandemie nefastă? Cum a fost atmosfera în Canada, prin orașele în care ai concertat, pe fondul acesta al pandemiei? Categoric, acolo a fost o relaxare mai mare și societatea canadiană, per total, este una mult mai relaxată decât cea românească. A influențat acest lucru, evident, și modul de recepție a muzicii pentru publicul vostru, așa e? Am să îți spun exact cum... care a fost atmosfera, și anume te aștepți să fie foarte altfel decât în România sau în alte țări.
pentru că acolo sunt cam 70-80% vaccinați, însă panica e mare. Deci sunt restricții, de exemplu, îți atrage atenția oriunde te-ai afla și dacă n-ai masca pe nas, ți se atrage imediat atenția să îți pui masca, chiar și pe stradă. În Montreal am avut parte de niște momente cam ciudate într-un hotel în care nu ne-au lăsat nici să stăm de vorbă. Deci e cumva foarte ciudat. Însă, înspre vest, la Calgary, a fost exact opusul celor din ce se întâmplau în est, în Montreal și în Toronto. Acolo erau într-adevăr oameni mai degajați, însă totuși cu mască și deci se respectă restricțiile pe care le-a dat conducerea. Înțeles. Da, am înțeles. Tot la acest capitol te-aș întreba care a fost orașul tău preferat din acest turneu și de ce? Care a fost orașul care te-a marcat în acest turneu cu publicul acestuia? Ca să nu fac nedreptăți, mi-a plăcut și în Montreal și în Hamilton. N-am cântat în Toronto direct, ci lângă Toronto, în Hamilton, o localitate vecină la câțiva kilometri de Toronto. Toronto fiind un oraș cu 16 milioane de locuitori, un oraș imens. Dacă stai să te gândești, întreaga populație a Canadei este de 38 de milioane și jumătate aproape e în Toronto. Exact. Dar fiecare concert a avut specificul propriu. De exemplu, în Montreal am avut o sală foarte, foarte frumoasă și au fost mulți veniți de la mii de kilometri. De exemplu, un prieten a venit din Statele Unite, din Boston. După aia au fost alții care au venit din Chicago și așa mai departe. Deci foarte interesant, foarte emotiv concertul față de acest public. În Hamilton am cântat pe câmpul românesc. Există un câmp în afara orașului Hamilton pe care l-au cumpărat românii încă în anii 40. Super tare. Și acolo e și o biserică și e foarte frumos acolo. Și acolo a fost o atmosferă foarte degajată. Interesant. A fost și afară, am avut noroc că n-a plouat, a fost o vreme foarte frumoasă și chiar s-a făcut o oră la Andrei Popa, deci foarte, foarte degajată atmosfera. Iar în Calgary, unde m-am simțit cel mai bine, pentru că eu sunt omul de la munte, înțelegi? Da. Și ascultătorii noștri, la fel, chiar dacă suntem în Bucovina, sunt sigur că mai avem și ceva ascultători online din Transilvania sau cu origine mixtă. Foarte tare. Da. Și acolo, sigur că m-au fascinat Rocky Mountains. Da, da, da. Munții stâncoși. A doua zi după concert am făcut o călătorie scurtă până în munți. Super. Deci cam vreo 150 de kilometri, nu mai știu exact, kilometri și am văzut niște peisaje extraordinare, deci de neuitat. Deci totul a fost foarte bine organizat, lucru care m-a, cum să spun, m-a încântat foarte mult, pentru că s-a văzut că oamenii au mare interes să ne vadă și să se bucure de noi și de muzica noastră.
Da, e super tare, e foarte, foarte interesant și mă bucur nespus de mult că a fost acest turneu primit cu un impact destul de pozitiv, dar nu chiar foarte pozitiv, de fapt, de publicul românesc din Canada. Dar revenind totuși la piesa Cavalcada, te-aș întreba ce pot ascultătorii noștri și ascultătorii Pasărea Rock în general să se aștepte de la această piesă. Ce poți să ne spui mai mult despre această piesă? Care a fost povestea ei, povestea din spatele cântecului și ce vrea să reprezinte atât la nivel liric cât și la nivel instrumental? Povestea cântecului este, eu am avut o reprezentație cu Meșterul Manole, cu opera Meșterul Manole, în 2018 la Timișoara, cu Filarmonica din Timișoara, și dirijorul Radu Popa m-a invitat după concert și după ce am venit acasă. M-a invitat să vin în februarie 19 să-l vizitez, ca să discutăm și să mai ne uităm asupra partiturii și așa mai departe. Deci o vizită personală, privată. Și acolo, într-o seară, Radu Popa, așa îl cheamă pe dirijor, a scos o carte. Și zice că, uite, cartea asta e scrisă de bunicul meu, care nu mai trăiește. Și a început să-mi recite niște poezii din acea carte. Și la un moment dat îmi zice, Cavalcada. Și începe să citească poezia. Poezia e despre... Deci, mesajul poeziei este împotriva celor care dau cu coatele. Deci, a societății de dat cu coatele. Eu primul, eu, restul nu contează, Am știi? înțeles, da. Asta e mesajul. Deci, este un bătrân care are o gloabă și care vrea să ajungă acolo unde au pornit-o și niște cavaleri cu niște cai imensi, puternici. Vrea să ajungă și el în urma lor la acel loc unde au pornit-o, cei cu zale și cu cai puternici. Și la un moment dat, toată lumea, toți ăștia care călăresc pe acei cai puternici, bineînțeles că râd în momentul în care văd pe săracul ăsta în zdrențe și călărind pe o gloabă bolnavă și abia pășea. Și la un moment, după nu știu câți kilometri, după câteva poște, iată că vreau doi dintre ăștia cu cai puternici s-au împiedicat și au căzut într-o baltă. Iar bătrânul trece cu gloaba lui pe lângă ei. Și așa mai departe. Deci, graba și, cum să spun, tendința asta de a înfrânge și să dai pe toată lumea la o parte ca să ajungi tu primul, nu se plătește. Deci, chiar și ăsta, bătrânul cu gloaba lui ajunge înaintea lor pentru că ei au ajuns să se împiedice unul pe altul. Deci ăsta e mesajul piesei. Foarte, m-a impresionat foarte frumos. Foarte tare. Și am zis, domne, compun o piesă pe acest text, dacă îmi permiți. Și Radu, bineînțeles că mi-a permis acest lucru și uite că la ora asta există piesa făcută. Foarte frumos, într-adevăr, și cam asta este destinul oamenilor care se gândesc numai la ei într-un final și dau cu coatele în stânga și în dreapta, călcând practic pe cadavre și la propriu și la figurat, doar pentru interesul propriu, personal sau al clicii exact. Din care fac parte, al clanului din care fac parte, al tribului din care fac parte și așa mai departe, al grupării din care fac parte, oricum exact. Ar fi, a facțiunii, în fine.
Și este, cred că, mai actual mesajul acestei piese cu rezonanțe medievale acum decât în alte timpuri. Evident că e o chestiune care, până la urmă, e din times immemorial, ca să mă exprim așa, practic, care este universal valabilă, dar care a prins rădăcini, evident, din evul mediu până în prezent, să spunem, această... Absolut. Dar, de fapt, din antichitate, din totdeauna, nu? Tematica piesei este cavalerească și medievală, dar acest tip de oameni, sau mai bine zis, de neoameni, a existat de când lumea, dar, din păcate, în anumite perioade, semnificativ mai mult decât oamenii, practic. Deci, acest gen de oameni există și va exista și în continuare și, din păcate, unii au și succes. Să dea pe ceilalți la o parte, să le fure banii, să îi ignoreze, chiar să treacă peste, să calce peste mare. Exact, să-i păcălească, să-i mintă și să-i exploateze. Și lucrurile astea mă preocupă foarte mult, pentru că eu mă gândesc altfel. Deci, mesajele pieselor mele sunt foarte clare. La Călușandra este vorba de distrugerea spațiului nostru biologic. Deci atrag atenția asupra distrugerii naturii. Și chestia asta e foarte actuală și, din păcate, e tot mai intensivă. Și extrem de tristă. Avem grijă. În loc să facem recycling. Exact, reciclare. Reciclare la plastic și la sticle de plastic. În loc să lăsăm păturile alea atât de frumoase și atât de importante pentru aerul pe care îl respirăm. Nu, noi îi tăiem păturile, aruncăm sticlele, aruncăm plasticul și așa mai departe. Deci mă preocupă foarte mult aceste lucruri, pentru că cine știe cât mai trăiesc eu la vârsta mea, dar mă gândesc la... Noi sperăm cât mai mult. La nepoții mei, la copiii mei, care vor avea vremuri foarte grele dacă nu ne oprim din prostiile astea pe exact, care le facem. Exact. Da. Există o parte semnificativă a populației umane care nu înțelege aceste aspecte, nu înțelege faptul că reciclarea este imperios necesară în această perioadă, mai mult decât oricând, și că ar fi trebuit, de fapt, să se procedeze numeric cât mai mult, atât în Europa cât și pe alte continente, pentru un plan foarte bine pus la punct de reciclare și de utilizare a tehnologiilor de tip renewable, astfel încât, astfel încât să nu se ajungă la vremuri dramatice în viitor, fie și numai la nivel ipotetic. Da, și e vorba și de educație, dar e vorba și de răspundere. Exact. Cei care produc aceste lucruri ar trebui să aibă mai multă răspundere la ce se întâmplă cu aceste lucruri care se aruncă. Deci și firmele de băuturi care folosesc miliarde de sticle de astea de... Nu sticle, deci doze. De astea de doze, nu? Da. Nu au interesul să facă aceste reciclări în fiecare țară. În Germania pot să spun că există un sistem foarte perfecționat din acest punct de vedere. La fiecare supermarket, dacă nu mă înșel, există posibilitatea de a recicla sticla de plastic sau doza, exact cum este în Danemarca. Pot să spun din experiența mea personală că m-am ocupat de reciclare și nu numai la supermarket, dar chiar în fața blocului aveai containerele puse. Problema este că eu, din experiența mea, am aflat ulterior că acele containere de plastic unde noi reciclam ca studenți materialele noastre de consum de plastic erau duse efectiv la groapa comunală unde se adunau toate deșeurile și nu într-un depozit special, într-o zonă specială de reciclare. Asta a fost o mare dezamăgire pentru noi, dar noi avem conștiința curată că noi ne-am făcut treaba de a recicla. Problema este a autorităților care nu s-au ocupat până la capăt de acest aspect. Exact. Și aceea trebuie trași la răspundere. Exact. Datoria fiecăruia în parte e să aibă grijă de
De mediul înconjurător. Suntem întotdeauna ștacheta mai departe. Categoric. Noi, fiecare în sine să facă treaba asta. Bine spus, da. Eu, într-adevăr. Da, da. Da, asta e, deci sunt mesaje care sunt luate din realitate și din actualitate. Da, categoric. Acum revenind totuși, trecând de la povestea cu mediul înconjurător, care este una alarmantă și categoric are un impact asupra tuturor, revenind la partea muzicală, te-aș întreba, ca o curiozitate personală și pentru ascultătorii noștri, care sunt formațiile tale preferate din rock-ul românesc și de ce? Alta decât Phoenix, bineînțeles, și Pasărea Rock. Deci, o să te aștepți la un la cineva foarte informat. Eu ce știu, știu din Facebook. Și acolo văd trupele din anii 80, care, ok, după noi cu muzica noastră mai revoluționară și mai angajată și cu mesaje, m-am trezit că cei din anii 80 s-au ocupat mai mult de partea lirică a vieții, deci dragostea și parteneriatul între cei care se iubesc și deci foarte care multă perfect muzică legitim, cu texte, da. Cu texte de dragoste. Lucru care nu e rău, e frumos, însă pe mine nu mă mișcă, să zic așa. Da. Nici pe mine, sincer, pentru că sunt probleme mult mai grave și trebuie ele rezolvate ca acest parteneriat să meargă ca uns. Da, dar ok, e bine să faci și muzică de dragoste, că sunt cântece frumoase și balade frumoase, dar pe mine mă interesează mai mult partea socială, care angajată, care să transmită, hai să facem, hai să nu facem prostii, hai să exact. Facem mai bine. Să fim responsabili, să mișcăm lucrurile, să mergem către progres. Da, un îndemn, să fie mesajul fiecarei piese să fie un îndemn spre un adagiu. Da, da. Bun, dar atunci... Deci, ca să spun ce am auzit eu interesant, a fost o trupă Cum, din Cluj, da, da, da. Care mi-a plăcut. Uh-huh. După aia mi-a plăcut ce fac Sub Carpații. Da. Foarte interesantă abordare. Abordare, dar și mixtură între techno și deci, folclor. Metodele noi de a face muzică și rock. Exact, da, da. Mai există, stai să mă gândesc, am mai auzit eu o trupă din Basarabia, cred că. Mm-hmm. Alternosfera? Nu. Gândul Măței? Zdob și zdob. Exact, da, da. Mi-au plăcut cum prelucrează ei teme folclorice. Foarte virtuos și foarte modern. Deci am găsit eu niște trupe. Ceea ce pe mine, cum să spun, mă dezamăgește este că foarte, foarte mulți muzicieni au renunțat să mai compună piese, să facă muzica proprie. Și se ocupă mai mult de cover-uri și de distracții și deci, cum să spun, e o altă branșă, da. Din punctul meu de vedere. E foarte trist. Sau își caută textieri mercenari, care este un lucru și mai trist, pentru că acei textieri pot să-i inducă în eroare și pot să-i îndepărteze de publicul lor. Dacă ai textier extern trupei, bineînțeles că trebuie să găsești și să alegi niște texte care sunt, care corespund ideii tale și ceea ce vrei tu să faci. Deci nu iei doar textele pentru că ai nevoie de texte. Așa fac eu, de exemplu, cu Florin Dumitrescu, care mă înțeleg foarte bine și cu care discutăm tematica unui text înainte de a ne apuca de deci vin cu o idee, fii atent, am nevoie, aș vrea să fac un text despre, știi? Exact, exact. Și atunci se creează acea simbioză muzicală. Da, foarte mulți au luat drumul ăsta de cover, cu care poți să câștigi bani ușori,
Ok, și asta e muncă, bineînțeles, dar Categoric. asta nu e, să zicem, nu e artă, pentru că arta înseamnă altceva. Arta înseamnă să ai o părere, să transmiți o stare, să faci niște lucruri noi, chiar dacă riști să fie ignorat sau chiar înjurat sau ce știu eu. Să sperăm că nu se ajunge la asta, evident. Așa. Deci, doar să interpretezi niște piese care le cântă milioane de oameni, nu știu, nu m-aș... Nu fascinează. Nu fascinează. E doar pentru... Sănătate. Și pentru chef, pentru party. Exact. Și... Lucru care pe mine nu mă interesează. Da. Eu mă pun pe scenă, vreau să transmit ceva și să... Și așa e foarte bine, exact. Da. Să-mi spun părerea, nu să cânt așa de... Florile mărului, orice. Da, da, da. Da, înțeleg, absolut. Și cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care sunteți foarte apreciați, ați fost foarte apreciați și veți fi foarte apreciați de publicul vostru și de generații noi de fani. Mă bucur. Da, categoric. Te-aș întreba acum totuși dacă îți place de celelalte cuvinte. Cred că știi, am convingerea că știi. Îi știu, dar am ascultat foarte puțin din ce au făcut ei. Am tot auzit că cumva erau urmașii noștri. Exact, exact, tocmai. Fredisului. Da, 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 la, pe la sfârșitul anilor 80 ei au fost mai puțin cunoscuți decât Cargo sau Iris, spre exemplu, dar cu un mesaj și cu un impact social foarte interesant. Asta și în anii 90, dar pe sfârșitul anilor 80 era un mixture între cântecele acestea de dragoste despre care vorbeam, care sunt perfect legitime și foarte frumoase, și folclor, mituri din folclorul românesc, dar și un mesaj special pentru condiția eroului singuratic. Asta în anii, la început, în zorii anilor 90, la începutul anilor 90, cu piesa Comoara, spre exemplu, care e preferata mea și o recomand. Și l-am avut invitat la emisiunea noastră pe frecvențele USV, aici la Let's Get Rocked, în trecut și pe Călin Pop, și sperăm că îl vom avea și în viitor. Și este chiar o formație de ținut aproape, mai ales între muzicieni în branșa voastră, pentru că, într-adevăr, ei au avut acest statut de urmași ai voștri. Și da, sunt da. Foarte curios cum i-ai perceput tu în direcția asta, dacă chiar s-au ridicat la standardele tale, dacă ai avut niște standarde a priori, să le spunem așa. Ca să fiu sincer, cum am mai spus și mai înainte, nu sunt bine informat pentru că nu am timp să ascult. Am înțeles. Nu pot să mă pun la pupitru și să zic, domne, acum ascult o oră sau o oră jumătate, două ore. Muzică. Deci ascult foarte sporadic. Mă bag într-o chestie, ies. Pentru că sunt foarte ocupat cu scrisul partiturilor, eu fac singur toate imprimările. Le fac, după aia se adaugă instrumentele, lucrăm prin internet, pentru că eu nu pot să vin pentru fiecare imprimare din Germania în România. Deci ne-am făcut un sistem de lucru de prin internet. Aceasta înseamnă că eu fac scheletul unei piese, o trimit gitaristului și claparului, după care ultimii sunt cântăreții care, și vocaliștii care își pun, care fac imprimările. Și atunci le ascult și le spun ce corecturi să se facă și așa mai departe. Deci mi-a foarte, foarte mult timp. Deci ar fi pentru mine un lux să ascult niște trupe de la A până la Z, da, să da. Știu exact ce fac. Pot să spun că sunt niște trupe care mi-au plăcut din prima, acestea care le-am spus. De exemplu, Cargo e o trupă foarte cunoscută, dar e foarte departe de gustul meu muzical. Am înțeles. De ce anume? Pentru că este prea heavy. Am înțeles. Și
se folosesc prea multe clișee din muzica vestică, din muzica anilor 70-80. Clișee cum ar fi, dacă nu te super? Ce anume? Clișee cum ar fi, dacă poți să ne dai niște exemple în acest sens? Clișee. Da. Ce tip de clișee din muzica occidentală? Ca să riff-uri. Ah, ok. Și... deci la partea instrumentală. Da. Am înțeles. Bun, deci asta e. Și pe partea lirică, crezi că tot așa sunt de gen clișeistic cei de la Cargo? La Cargo mai apare și câte o frază, să zicem așa, folclorică, populară. Exact. Și așa mai departe. Dar, asta ar trebui să-ți placă. Ei se folosesc de grooveri și de clișee, de riff-uri americane și anglo-saxone. Am înțeles, da. Lucru pe care noi l-am ocolit. Da. Pentru că am descoperit alte chestii. Da, deci... dar totuși se poate spune că ați avut o influență de la Jeff Rothall sau de la Focus, corect? De la Jet Total ne-au inspirat măsurile mixte. Aha, da, deci este măsurile totuși mixte. O influență de acolo din lumea anglosaxonă. Da, însă măsurile noastre mixte nu sunt legate, deci măsurile mixte nu sunt compuse din măsuri gândite, ci simțite. Aha, înțeles. Diferența. Da. Deci tu nici nu trebuie, în momentul în care asculți o piesă de-a noastră cu măsuri mixte, nici nu-ți dai seama că sunt măsuri mixte. Corect, pentru că sunt atât de adaptate și asimilate conform a ceea ce doriți voi să transmiteți, încât este chiar compoziție originală. Exact, acolo nu trebuie să numeri. Da, exact. De exemplu, la Dream Theater. Exact, da. Acolo trebuie să numeri, că altfel te încurci. Exact, o formație monumentală. Am văzut chiar de una zi faptul că o să concerteze în București prin aprilie sau mai anul viitor, ceea ce e foarte, foarte interesant. Sper că voi fi capabil să ajung la acel concert, pentru că îmi doresc mult să-i văd pe cei de la Dream Theater. Sunt fantastic. E redutabil faptul că încă concertează și o fac la cel mai înalt nivel. Sunt muzicieni extraordinar de tehnici, dar și melodici în același timp. Și din zona progressive metal nu știu dacă au egal, sincer. Nu cred să aibă egal. Poate Opeth, dar cred că greșesc dacă i-aș compara, sincer. Cred că greșesc și greșesc amarnic. Adică sunt două mâncări de pește, ca să mă exprim așa mai neauș, total diferite. N-am înțeles Opeth. A doua. Opeth. E tot o formație care bate în zona de progressive metal, dacă nu mă înșel. Aha. Da. Da, sunt extraordinari. Categorie. O tehnică fantastică. Foarte, e foarte greu ce cântă. Exact. Și îmi place și pentru că sunt... aproape de simfonic. Exact, tocmai. Sunt aproape de simfonic. Tocmai. Nu sunt, deci ei nu folosesc clișee de alea blues rock. Și, exact, sunt originale în modul lor de a cânta și extraordinar de complex. Inventează riff-uri, nu copiază. Deci asta absolut. E pentru mine foarte important, să nu copiez niște riff-uri care deja sunt... uzate sau, rușnite, mă rog. Deja, rușnite, ca să ne exprimăm mai neoși. Și că tot vorbim de progressive metal, Dream Theater evident că este o formație mai recentă în acest subgen al muzicii rock și în progressive metal la fel. Te-aș întreba ce părere ai despre Yes, Rush și Mahavishnu Orchestra, că tot vorbim de chitariști celebri și de tehnicieni extraordinari, să nu îl uităm nici pe John Mahavishnu McLaughlin, care este monumental, absolut monumental, dar foarte puțin cunoscut. Mahavishnu Orchestra este o formație underground și foarte puțin cunoscută și a îmbinat de-a lungul timpului progresiv cu un jazz rock fusion absolut extraordinar de complex. Ca să spun exact, ăștia au fost, cum să spun, strămoșii muzicii complicate și exact. Muzicii
muzici aranjate, să zicem așa. Exact, exact. Yes are niște piese, niște compoziții extraordinare. Mai ales pe niște... primele lor albume din anii 60-70, la sfârșit de anii 60-70. La fel și Mahavishnu Orchestra. Ăștia au inventat niște acorduri care nu există, de fapt. Foarte interesant. Și, fenomenul e clar, pentru că publicul s-a depărtat tot mai mult în timp ce a trecut, s-a îndepărtat foarte mult de muzica complicată, de muzica de jazz. Din păcate, totuși. De ce crezi tu că s-a îndepărtat atât de mult? Caută ceva mai ușor, ceva mai easy listening? Stai puțin, îți spun imediat. Vreau să spun că Mahavishnu Orchestra s-a apropiat tot mai mult de complicat și de jazz și de treburile astea care cer puțină inteligență și puțină concentrație. Puțin mai mult, și completare. Așa? Iar mediile care le asculți peste tot, le asculți în mașină, le asculți la radio, la televiziune, peste tot, propagă muzica ușoară, să zicem. Muzica care nu deranjează. Deci este vorba de o îndepărtare făcută din adins de muzica complicată, pentru că muzica ușoară îți dă niște stări de pozitiv, te simți bine. Dar pe moment. Și așa mai departe. Deci nu vrei, nu ai nevoie să te gândești, mă, oare ce vrea să spună asta. Și poetic. Sunt așa de ușoare că le cânți din prima. Dar asta nu e muzică, să zicem așa, nu e, cum să spun, e un fel de distracție. Da. Nu e cultură. Cultura e altceva, cultura e atunci când te gândești, când îți dă cineva de gândit, când îți pune o problemă. Nu să te distreze doar. Bineînțeles că în orice muzică trebuie să fie și momentul distractiv, așa fel încât să te atragă mai mult. Absolut. Dar nu doar asta. Deci, oamenii nu mai au răbdare să asculte o piesă în care apare un acord ciudat care te înfricoșează. Și spune, oh, ce nasol. Ce nasol sună. E o chestie de interpretare eronată, poate, a lor. Absolut. Absolut. Pentru că nu sunt obișnuiți. Ei sunt obișnuiți cu easy listening. Exact. 3 măsuri, 4 măsuri, cel mult. Deci, vina este a celor care ignorează această muzică, cei care transmit, care ar trebui să transmită această muzică. Și existau emisiuni întregi, enciclopedice despre muzică și despre o trupă. Se explica de ce cântă asta așa, de ce face la solo respectiv. Acum nu mai există treaba asta. Trist. Acum există doar bum, bum, bum și... Bumți, 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 cum ar spune Nicu Covaș. Foarte da. Plastic. Da, deci nu se mai face muzică cu sufletul. Asta a sesizat și el în urmă cu 2 ani la un interviu pentru Rock FM, circa 2 ani la un interviu pentru Rock FM și totul este în zona de music business, ca de altfel și în zona socială, la orice, în orice domeniu de activitate, numai pe bani, numai pe bani. Totul este muzică, este un soi de mercenariat, dacă pot să mă exprim așa, ceea ce nu este deloc bun și eu, ca și Nicu Covaș, sunt de aceeași părere și anume faptul că am interzice banul pe lumea asta. Că tot ceea ce e rău pornește de la bani. Cel puțin aici ne întâlnim. Da, bun, nu numai la asta. Au apărut niște divergențe, haide să trecem cu vederea ca să nu răsucim neapărat cuțitul în rană, ca să mă exprim așa. Da. Dar un muzician monumental. Dar ca să revin totuși, că vorbeam despre un membru Phoenix, aș vrea să revin la Moni Bordeianu și să te întreb care au fost primele tale amintiri cu Moni Bordeianu. Un solist extrem de sensibil, inteligent și foarte bun textier de asemenea, mă gândesc. El scria versurile, corect?
Aici vreau să te corectez, că el nu scria versuri. Ah, Versurile okay. le scria Paul Șubagă Ulchema, nu mai trăiește, din păcate. Care rău, Paul Șubagă a scris Hei tramvai, deci da. Vremuri, și Canarul, tot el l-a scris. Și cu Legătorul de Melci? O altă piesă preferată. Și cu Legătorul de Melci? Asta nu mai știu. Nu știu exact. Însă știu că hiturile astea din anii 60 a trupei Phoenix și Sfinții le-a scris Șubagău. Mai târziu a venit și Victor Cârcu, care a colaborat cu Șubagău împreună. Deci Moni Bordeanu avea idei foarte bune. Avea un stil foarte, foarte conturat și foarte clar. El știa ce vrea. Deci el era, de fapt... Sănătate. Sorry. Nicio problemă. El era, de fapt, ăla care dădea direcția trupei Phoenix în anii 60. Super interesant. De aceea, după ce a plecat el în America, Phoenix-ul, de fapt, nu mai exista. Existau niște cioburi, încercări și așa mai departe, până m-am întâlnit cu Covaci și am pus bazele noului Phoenix. Asta așa a fost. Corect. Deci, Phoenix-ul anilor 70 este o trupă cu totul nouă. Da, diferită de... Ca să fie clar tuturor. Deci, nu avem nimic de a face cu trupa din anii 60, care a făcut și altfel de muzică decât am început noi să facem în anii 70. Ce s-a schimbat concret prin această schimbare de line-up? Absolut. De aceea, eu spun foarte clar, aniversarea mea, Phoenix, nu este de 60 de ani, ci e de 50 de ani. Da. Pentru că e o trupă nouă. Da. Dar asta n-ar recunoaște mulți, dar asta e părerea mea, pentru că s-a născut o nouă muzică odată cu noi membri. Da. La început Covaci cu mine, care am pus bazele acestui stil folcloric, ideea fiind al Nicu, iar eu fiind cel care a făcut rost de material și am investigat și am adus teme și așa mai departe. Deci, asta e părerea mea și oricine ar spune negativul, nu are dreptate. Deci, Covaci poate să facă 60, dar asta nu e aniversarea mea și nici a lui Baniciu. Înțeles. Da. Permite-mă acum totuși să spun o întrebare relativ incomodă sau cel puțin eu o percep ca fiind relativ incomodă din modul meu de a privi lucrurile. Ai fost totuși fanul acelei formații Phoenix din anii 60? Cum ți s-a părut atunci? Mi s-a părut foarte interesant. Deci, categoric putem să spunem că ai fost fan acelor. Bineînțeles, deci da. Eu când am auzit la radio trupa Phoenix, primul lucru care mi-a intrat în cap, trebuie să pleci la Timișoara după ce termin liceul. Și așa am și făcut. Super tare. După ce am terminat liceul, primul lucru am dat la Facultatea de Muzică din Timișoara, unde cu mare bucurie am luat examenul de admitere și super. Mi-am continuat visul de a ajunge la Phoenix. Da, la Universitatea de Vest, practic, nu? La Universitatea de Vest, așa. Facultatea de Muzică. Exact. Care nu era în clădirea universității, ci în afară. Am înțeles, foarte, foarte dar interesant. Dar făcea parte tot din universitate. Mm-hmm. Sigur că m-a impresionat povestea lor, ce auzeam despre Phoenix și atmosfera din Timișoara, care se apropia foarte mult de atmosfera visată de noi, atmosfera vestică, da. Pentru că noi ascultam Radio Europa Liberă, da, da. Unde se transmitea muzică vestică. Suntem cu urechea lipită de difuzor pentru că se auzea foarte prost.
Da. Era Cum o bătea post de vântul, radio. trebuia să Da, un reglat post de antena. radio Da. bruiat. Da. Bruiat de ruși și de Iugoslav, cred că și ei. Dar de fapt ei erau mai deschiși, iugoslavii. Asta mă gândesc. Iugoslavii erau deschiși, ungurii la fel. Da. Kossuth mai era. Kossuth care se putea asculta și tot așa dădea muzică. Era mai ceva mai liberal, dacă putem spune așa. Un Da. liberalism de tip gulaș sau comunism de tip gulaș, că tot așa i Da, s-a da, spus. da. Și evident, Vocea Americii, Da. care era tot așa underground ca Europa FM și era mai permisiv în a difuza și muzică occidentală, muzică rock occidentală, evident. Da. Și astea au fost sursele de informare și în zona știrilor pentru cei care aveau posibilitatea de a avea un tranzistor, Absolut. un radio, dar trebuia să fie atent la cum bate vântul și să nu Absolut. vină un sticlete să-i asculte, că nu știa în cine să ai încredere, ca în romanele Herte Müller. Da, asta Da, ca oricum. și în ziua de astăzi aproape, adică reticența asta în a avea încredere în oameni s-a perpetuat după terminarea de facto a războiului rece Da. și în perioada asta e greu să știi cine e cu cine e, dacă nu are ceva de ascuns. Ori oamenii, ca și în cavalcada, sau mă rog, neoamenii, sunt foarte mulți care merg cu o proiecție socială și au chestiuni de ascuns. Unii Da. oameni au foarte multe lucruri de ascuns și folosesc minciuna ca pe o armă, nu știu cum se zic, de supraviețuire sau nu știu exact, dar în orice caz nu știi cum să te raportezi în unele situații. Deci Astăzi e și posibil să dispersezi aceste minciuni da, astăzi da, în și trecut era foarte greu, spre imposibil chiar. sunt mulți care cred și asta e prostia. Da, într-adevăr, așa este. Aș conchide interviul prin a te mai întreba niște chestiuni care țin tot de curiozitățile mele personale și ale ascultătorilor noștri, sper eu. Mai precis, ce ne poți spune despre Deep Purple? Și despre Rainbow, despre Dio, despre Uriah Heep, zona asta șaptezecistă de muzicieni hard rock, heavy metal, și-a pus amprenta asupra muzicii voastre când ați schimbat direcția Phoenix și dacă da, în ce sens? Pentru că mi-ai spus, voi nu urmăreați, sau mă rog, nu sunteți, tu personal nu ești de acord cu copierea acelor riff-uri clișeistice din muzica occidentală anglosaxonă sau americană. Exact. Dar totuși a existat o influență cum a existat și de la Jethro Tull inițial. Sigur, Absolut. adaptat. Deci fiecare din aceste trupe pe care o ascultam cu mare, mare interes, mai ales Deep Purple și Led Zeppelin, Exact. Și Zeppelin înainte. ne-au dat Black Sabbath la fel. Black Sabbath, ne-au dat alte lucruri decât doar riff-uri și groove-uri. Ne-au dat putere. Putere. Super. Deci, power. Exact, power. Le-am furat, cum să spun, Ghilimele de rigoare. ne uitam și ascultam cât se poate cum se poate cânta cu atâta power și cu atâta Verbă. verba și însuflețire. Da, și Și abnegație. astea am luat noi de aceste Și ați trupe. făcut-o Deci, de un mod extraordinar de fain și de profesionist și de natural în același timp. Deci da, și felicitări am. maxime pentru aceste reușite. Și de asemenea aș mai menționa următorul aspect. În formația acolo, în Phoenix-ul anilor 70, care era zona de tiltul în Deep Purple? Deep Purple cu Ian Gillan sau Deep Purple cu David Coverdale? Și de ce? Există Deep Purple și după Ian Gillan cu Coverdale? Nu. Nu. Deci ăsta era consensul. Ian Gillan. Concret, nu. Nu putem spune că Pentru e la că, același nivel. uite, există trupe în care vocalistul dă o amprentă foarte, foarte importantă. Exact. Dar nu Iar. e neapărat David Coverdale un vocalist prost, doar că nu e la fel de bun ca Ian Nu, Gillan. nu, dar nu e Deep Purple. Da, nu e Deep Purple. Aici e problema. Ah, ok. Da. Coverdale a muiat puțin.
amăiat mult lucrurile și tot atunci au apărut și divergențele ale lui Ritchie Blackmore cu restul formației, pe fondul că el era foarte purist, ca să mă exprim așa, foarte da. Conservator, foarte perfecționist. Exact. Conservator în mai multe sensuri și faptul că vrea să mențină un anumit stil de muzică rock combinat cu muzică clasică, cu influențe clasice, dar și conservator în sensul că nu vrem să aducem alte influențe din alte genuri în muzica noastră. Ori atunci cu venirea lui Coverdale și plecarea lui Gillan, s-a adus funk, s-a adus rhythm and blues, s-au adus niște genuri care erau total străine de Deep Purple-ul acela cu Ian Gillan. Exact, dar în afară, înainte de Gillan, au avut un alt solist, cei de la Deep Purple, îmi scamp acum numele. V-a plăcut și acel solist? Să înainte de acolo. Da. Ian Gillan? Da, înainte de Ian Gillan au avut un alt solist care a cântat cu ei, mi se pare, doar un an de zile, dar i-am uitat numele și lansaseră niște albume timpurii, mai precis Shades of Deep Purple în 68, The Book of Taliesin în 68, care e o trimitere către o zonă de fantezie celtică, medievală, velș, galez. Nu mi-e cunoscută. O să îl caut acum, ca să zic exact cum. Și alt basist, Nick Simper, a fost la bas între 68 și 69. Și Rod Evans, într-adevăr, Rod Evans era numele, a fost solist de bază între 68 și 69, asta înainte de venirea lui Gillan. Nu i-am conștientizat pe vremea aia. Da, da. Deci, eu știu doar Gillan. Formula clasică. Cu Ian Paice, Glover, Gillan. Glover și cu Blackmore. Da, clape, cum ar fi mai. John Lord, care... John Lord, da, exact. Care la fel era aproape de muzică clasică. Exact. Era un super grup rock, practic, Deep Purple la original, da. Așa a fost format. Da. Ca și Led Zeppelin, de altfel. Da. Sigur, Led Zeppelin nu își imaginau că o să ajungă la culmile gloriei la care au ajuns pe la jumătatea anilor 70, dar asta este cu totul o altă poveste foarte interesant de dezbătut. De altfel, poate pentru o altă ediție, dacă vei mai accepta invitațiile la emisiunea noastră la Let's Get Rocked pe frecvențele Radio USV. Da. Acum, chiar pe întrebarea de final, cum vezi pasărea rock în viitor? Ce planuri concrete ai, în afară de albumul de studio, pentru pasărea rock, ai planuri de concerte, de turnee și eventual, de ce nu, de albume live? Și ce ne poți spune? Planuri, nu pot să spun planuri pentru că este foarte abstract să-ți faci planuri. Îți trebuie oameni care să-ți facă turneu și să zicem, preferința mea ar fi să fac concerte cu orchestră. Asta e planul meu cel mai arzător. Deci vreau să cânt cu orchestră, iar în ceea ce privește componența rămâne deschisă. Deci în orice moment poate să vină și alții și să schimbă oameni. Mă înțeleg foarte bine cu componența actuală, în care Nicu Patoi e fantastic, Sorin Voina, care cântă o clapă deosebită, Ovidiu Lipan, bineînțeles, e magnific, și am doi tineri cântăreți cu care imprim și piesele noi. E vorba de Codruț Croitoru și de Narcis Tran Corsar, care au și ei niște proiecte solo, însă sunt foarte angajați. De exemplu, așa l-am cunoscut pe Narcis Tran, propus de Manny Neumann. În momentul în care l-am cunoscut, mi-a zis, eu știu toate piesele Pasăre Rob pe de rost. Zic, ia, hai! Am făcut o repetiție și, într-adevăr, știa absolut toate piesele și textele. Și e foarte pasionat să cânte cu noi și așa mai departe. Deci vreau să fac un turneu cu orchestre
simfonice din țară. Am și un principiu foarte fixat, deci foarte clar în ceea ce privește pregătirea. Și anume, eu vin la repetițiile cu orchestra fără trupă, citirea partiturilor, explicația partiturilor și așa mai departe, după care facem două repetiții cu trupa și orchestra și ne băgăm pe scenă. Deci e foarte simplu cu partituri, dacă le-ai făcut ca lumea. Și îmi place profesionalitatea acestor muzicieni din orchestră care la care le pui notele în față și dacă le-ai scris bine, au înțeles imediat despre ce e vorba. Super profesionalism. Deci da, nu mergi cu la-la-la și cu tra-la-la. Nu merge. Le pui notele și... Foarte pragmatic și practic. Da. Am avut această experiență de vreo câteva ori cu orchestre simfonice, de exemplu, la din Novi Sad. Serbia. Din Timișoara, bineînțeles. Da. După aia, din Ploiești, cu ploieștini, am avut două concerte. Unul în deplasare, unul în Ploiești. Am avut și un concert cu orchestra din București, numită Camerata Regală. Foarte interesant. Toți foarte profesioniști și foarte bine intenționați. Și îmi place foarte mult. Eu când ascult muzică, aici am vrut să revin, când am timp, ascult muzică clasică, să știi. Super. Ce e compozitor? Tchaikovsky, Stravinsky, ascult Wagner, deci romantici și da. Moderni. Da. Ce anume de la Wagner? Care e compoziția ta preferată? De la Wagner ascult operele. Ok, deci de aici, des Nibelungens, ar fi una. Valkyrie, după aia Lohengrin, Tannhäuser. Super. Și așa mai departe. Și de la Stravinsky, bineînțeles, ascult în cea mai mare parte și lucrări mai mici, dar ascult pasele de foc și, cum se cheamă cealaltă? Haide că nu-mi vine lucrarea de căpetei care e ceva de extraordinar, de acolo se poate într-adevăr învăța. Hei, Firebird and stai să mă gândesc, o să-mi vine. Dacă nu-mi vine, te uiți tu. Da. Lucrarea a doua. Da. Cea da. Mai importantă a lui Stravinsky. Ok. Lapsus. Da. Se mai întâmplă, nu e nicio problemă. Trecem peste. Pe final, chiar ultima întrebare. Ce le poți transmite ascultătorilor noștri? Ce gânduri ai pentru ei? Păi, nu știu ce ascultători ai, însă am impresia că sunt tineri. Sunt majoritatea tineri, da, sunt din cadrul studențesc, dar sunt și alte tipuri de ascultători, unii mai în etate, alții mai de vârstă mijlocie, deci, practic, putem spune toate categoriile de vârstă și nu cred că e o exagerare. Păi, în primul rând, vreau să urez multă sănătate tuturor care ascultă această emisiune și, bineînțeles, și altora, pentru că sunt aceste vremuri în care trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Și, în al doilea rând, e să fie mai selectiv când ascultă muzica, să aibă tendința de a asculta muzica bună, să selecteze, să își dea seama dacă muzica e calitativă pe care o ascultă sau nu. Exact. Da. Deci, astea sunt mesajele mele, pentru că muzica e foarte importantă pentru dezvoltare. Viață și pentru dezvoltare, pentru a-ți dezvolta orizontul și arta în general. Exact. Deci, să facem diferența între arta și chici.
Exact, asta e foarte, foarte important și mă bucur foarte mult că ai punctat acest lucru. Cu noi, stimați ascultători ai Radio USV, a fost Yoshi Capel, basist cu vechime legendară în formația Phoenix Transilvania și Pasărea Rock. Dragă Yoshi, îți dorim și noi multă sănătate, mult succes și spor în toate și sperăm, de ce nu, să te vedem live și la Suceava cât de curând. Multă sănătate, Yoshi! Mulțumesc, la fel! Seara bună! Și să ascultați mult! Pasărea Rock. Sigur, sigur. Cu cea mai mare plăcere. Și aici, pe frecvențele Radio USV. Ok. Să auzim de la Excelent în sus. Ciao.